spectatori, bună seara și bine v-am găsit la prima ediție Wonder Talks. Prima ediție TV și online Wonder Talks. Suntem la Festivalul Internațional de Film pentru Copii și Tineret Wonderfest. A început astăzi festivalul. Mă bucur foarte mult că am reușit atât de mult să fim deja pe tot felul de rețele de socializare, să ne întâlnim, să discutăm, să vizionăm filme, ne pregătim de workshop-uri și, bineînțeles, ne pregătim de discuții, pentru că în fiecare seară, aici, începând cu ora 19, vom avea o mulțime de discuții cu oameni de cultură, cu actori, cu cântăreți, cu jurnaliști, cu regizori, cu directori de teatre, cu profesori, cu elevi, cu tot ce vreți, cu cine vreți voi. O să avem discuții despre lumea copilăriei, despre ceea ce trebuie să facem în așa fel încât să nu ne pierdem zâmbetul de pe față, să găsim tot timpul soluții la toate problemele pe care le avem, să lăsăm grijile și supărările la o parte și împreună să ne bucurăm că până la urmă asta înseamnă să ne aducem aminte de perioada copilăriei. De aici și numele festivalului Wonderfest. Da, o minune pe care putem să aducem cu toții în viața noastră. Putem să facem imposibilul posibil, cel puțin atâtea zile pe an cât durează festivalul de film Wonderfest. Anul trecut a trebuit să facem festivalul online pentru că el se desfășura chiar în perioada stării de urgență și în felul acesta a fost primul festival internațional de film pentru copii care se desfășura online. La nivel mondial am fost primii. Chiar ne-au felicitat festivaluri din Franța, Germania, Olanda, Italia. S-au uitat cu toții la Wonderfest România pentru că eram niște pionieri în sensul ăsta. Iată că anul ăsta facem festivalul tot online. Acum deja lumea s-a obișnuit, îl facem tot online, dar venim și TV. Venim și în zona TV, este și ceva inedit prin faptul că toate dezbaterele le vom avea aici în fiecare seară de la 19 la Canal 33. Așa că mă bucur tare mult că le pot spune bine ați venit la Wonder Talks. Întâi celor de aici din platou, Mariana Pachis, artist plastic, regizor, scenograf, are și un workshop foarte frumos la Wonderfest Art Effect. Bună seara, Mariana! Bine ai venit! Bună seara, Lavinia! Mulțumesc pentru invitare! Și Sorin Stanciu, ziarist și vicepreședinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști, care este coprezentator cu mine la Wonderfest. Bună seara, Sorin! Și iată, bună seara, iată, după Alice în Țara Minunilor, o avem și pe Lavinia în Țara Minunilor. Lavinia în Țara Minunilor, chiar sună frumos. A patra ediție, n-ai spus de patru ani. A patra ani, ediție, așa. Da, da, da. A patra ediție a festivalului. Mergem la Timișoara, la Ada Hausbatter. Bună seara, Ada, ne auzi? Bună seara! Sigur că mă aud și mă bucur foarte mult că ne întâlnim și iată, toată distanța se restrânge și ne întâlnim. Sunt foarte bucuroasă că suntem împreună acum și sunt fericită că suntem împreună în acest eveniment de Wonder Things. Ce frumos! Ada este regizor și este directorul Teatrului Național din Timișoara, partener al nostru la acest festival. Să vă spunem cum a început povestea cu Ada la în Cetatea Neamțului astă toamnă, la începutul toamnei. Unde aveam Festivalul Internațional al Filmului de Dragoste, da, Beloved. Cu Ada am vorbit despre faptul că am putea să venim cu festivalul la Timișoara. Am discutat, ne-am pregătit, ne-am făcut speranțe. Urma să fie totul foarte, foarte frumos. Ne-am făcut și bagajele aproape. Și a venit toată nebunia asta cu valul 4 al pandemiei și am zis, uite, Ada, mai amânăm un an venirea noastră la Timișoara, ne mutăm online, dar nu putem să nu ținem noi cumva legătura cu Timișoara, așa zis, și cu Teatrul Național. Și Ada a zis, nicio problemă, vom veni, vom fi parteneri la festival și venim și cu o piesă de teatru la festival pe care o vom putea vedea cu toții, toată România și românii de peste tot și nu doar ei, pot să o vadă online. Ada, ne zici ceva despre piesa asta?
Sigur, se numește Prin oglindă, un spectacol foarte frumos, creația Mălinei Petre. Este bazat pe biografia Ninei Casian. Este un spectacol foarte frumos despre luptă, supraviețuire, frumusețe, poezie. Foarte important, cred, pentru toate generațiile și aș putea spune, mai ales pentru generația tânără, care trebuie să învețe să se bucure și să caute succesul și binele și fericirea în orice ar face. Cred că în acest moment, această alegere de a face festivalul de film pentru tineri și pentru copii este fantastic, este atât de important, deoarece această generație tânără, care vede în jur pandemie, care vede în jur restricții, care nu înțelege limitele acestor lucruri, spune, ok, și noi, da, și voi veți reuși. Asta este ideea și veți găsi soluții care să ducă știința mai departe și să ne reobținem toate libertățile și să ne păstrăm ceea ce este esențial, umanitatea, spiritul. Am vrut să subliniez un lucru totodată, Lavinia, îți mulțumesc pentru prezentare. Vreau să spun că momentul în care la Târgu Neamț. Am fost invitată, după ce eu n-am fost de mulți ani acolo, am descoperit un lucru care e foarte important despre propria noastră țară. Acest minunat slogan, unitate în diversitate, care este specific Uniunii Europene, este valabil în România. Diferențele între regiuni sunt foarte mari și sunt splendide. Am vrut să spun că am fost foarte fericită de această invitație și de a descoperi câtă diferență și câtă specific este în fiecare zonă și să-mi reîmprospătez convingerea că lucrurile vor merge foarte bine mai departe, independent de orice. Cu mare drag! Vreau să intrăm și în legătură cu, mă uit aici cu cum suntem și online și vreau să nu-i privez pe elevii care pe grupuri își transmit că suntem online și deci să ne urmărească. Ar trebui să spui câteva lucruri despre structura acestui festival. Da, dar pentru asta, uite, vreau să intrăm în legătură cu Grațiela Popa, care este la Slatina. Bună seara, Grațiela! Bună seara, Lavinia! Bună seara, Sorin! Și bună seara tuturor invitațiilor! Care, ce face ea? Care este coordonatorul juriului elevilor? Trebuie să spunem că acest festival are un juriu special, cu totul și cu totul special. Este un juriu format numai și numai din elevi, nu este un juriu al specialiștilor, este un juriu al elevilor, pentru că este un festival de film pentru copii și atunci ei sunt cei care și jurizează filmele care au fost făcute în mod special pentru ei. Anul trecut am avut 50 de elevi la acest juriu. Anul acesta avem 176 de elevi. 176 de elevi. Ne-am întâlnit aseară cu Grațiela și cu ceilalți profesori pe Zoom și am stat de vorbă, a fost extraordinar. Credeți-mă, să stăm de vorbă cu 176 de elevi. Grațiela îmi spunea, Lavinia, mai trebuie să intre câțiva elevi din Suceava, mai trebuie să intre copiii din Timișoara, gata, au intrat, ne-am salutat, ne-am pus întrebări, am vorbit. Grațiela, cum ți s-a părut? Foarte frumos, copiii sunt foarte încântați și deja așteaptă să vină și jurizarea după ce își văd toate filmele. Pentru unii nu este prima participare, este a doua, poate chiar a treia. Anul trecut, într-adevăr, voi ați fost pionierii festivalului de film online din lume și noi, să spunem, pionierii din Slatina ai festivalului. Exact. Pentru jurat, să spunem, nu? Exact. Copiii sunt fericiți că au această oportunitate de a participa la acest festival și cât mai multe înainte și cât mai puține online, să fie și face-to-face. Da, așa ne-am dorit, așa ne-am dorit cu toții, pentru că până la urmă e foarte interesant să faci un festival online, poți ajunge peste tot cu el, dar parcă, Sorin, nu e altfel când ne vedem față în față. Da, mi-amintesc că anul trecut, când am terminat la ultima seară a noastră, am tot sperat și am zis, anul viitor vom fi față în față, într-o sală, așa ne-am zis, în natură. N-a fost să fie. Asta. Poate la anul. Da. Poate la anul. La anul la Slatina pe malul Oltului.
Domnul profesor, da, Viorel, domnul profesor Viorel Ieremie îmi dă mesaj, el coordonează echipa de la Suceava, este o echipă, un club de cinematografie. A reușit să ia legătura, domnul Ieremie, cu noi pe Zoom? Încă nu a intrat. O să-l rog să-mi scrie ca să nu-l sun eu de aici, ar fi ceva inedit, nu? De ce nu? Dacă pot interveni cu o idee, pentru că Ada a spus că așa. Și adevărul este că avem o țară foarte frumoasă și diversitate în peisaj, în cultură și în tradiții. Uite, poate fi o temă pentru filmulețele scurte de anul viitor, din cadrul festivalului, fiecare juriu din țară să-și promoveze zona din care fac parte prin acele filmulețe. Chiar frumos, sigur că da. Chiar frumos. Haideți să vedem cum ne-am întâlnit față în față la edițiile anterioare ale festivalului atunci când se putea. Deci să facem așa o retrospectivă Wonderfest. Romantică. Exact. Haideți să vedem materialul și revenim. Înotând într-o zi cu soare prin noianul de frunze galbene, căzute probabil de emoție la rădăcina copacilor care le susținuseră toată vara, am putea avea impresia că lumea în care trăim e aurită. Dacă într-o primăvară ne-am luat pașii pe aceleași alei, pe lângă aceiași copaci, când coaja le izbucnește în muguri și flori, am putea spune că lumea în care trăim e de vis. Într-o zi de vară în care soarele ar părea că se topește și curge în nisip, iar tălpile noastre ar sfârâi dacă l-ar atinge, am alergat iute cu gândul în valurile înspumate pentru a ne răcori și am spune că lumea noastră e albastră. Vedeți în câte lumi diferite putem trăi și vedeți cât de minunate sunt toate? De aceea am deschis Wonderfest, ca să trăim în fiecare an minunea de a ne imagina, de a visa, de a pluti în lumi pe care altfel probabil că le-am pierde. În 2018 a fost prima ușă deschisă a Wonderfest. În acel an sărbătoream centenarul României și am vrut să asociem cuvântul minune cu numele țării noastre. Nu doar pentru că țara noastră are peisaje de poveste, ci fiindcă istoria noastră ne arată că adesea a ieșit învingătoare, ca prin minune. Centenarul a fost o minunată ocazie să spunem României poveștile noastre de succes, să-i promitem că aceia care trăim aici nu vom mai fi cei mai triști oameni din Europa. Să-i povestim despre copii talentați și inteligenți. Am vrut ca măcar pentru o săptămână să ne putem numi țara Wonderland. Credem că am și reușit. La prima ediție a Festivalului Internațional de Film pentru Copii și Tineret, Wonderfest, fiecare participant a reușit să găsească o cărare luminoasă spre artă, dar a avut ocazia să se întoarcă și spre trecutul glorios al României, prin filmele istorice clasice difuzate în fiecare seară. De atunci au trecut 3 ediții. În fiecare an, copiii și părinții, ori dascălii, au învățat să creeze cu propriile mâini mici opere de artă. Au văzut cât de mult talent și câtă atenție trebuie să faci un machiaj profesionist pentru ca fețele lor să capete viața unor personaje de film. Toți am fost puțin actori, puțin regizori, puțin autori ai unor clipuri publicitare și puțin mai mult copii veseli. Am făcut până la urmă și păpușile să vorbească. Am cântat și am dansat. Am învățat să desenăm, cum să ne facem viața mai dulce, chiar și fără zahăr. Am adus mereu filme extraordinare, noi și clasice, iar juriile copiilor s-au dovedit de fiecare dată la înălțimea unor profesioniști. Anul acesta va fi la fel de minunat, chiar dacă nu ne putem atinge sau strânge în brațe. Ne va fi bine. Vom viziona filme noi, deosebit de frumoase. Vom învăța lucruri noi care să ne facă să petrecem frumos și cele mai singuratice clipe. Vă promitem că Wonderfest va fi cu adevărat minunat. Am revenit în direct, stimați telespectatori. Mă uit cu cine suntem în continuare în legătură. Deci suntem în continuare în legătură cu Timișoara, cu Ada Hausbatter, directorul Teatrului Național din Timișoara, cu Grațiela Popa, cu care am vorbit deja
profesoară în Slatina și coordonator al jurului elevilor. Îl avem și pe domnul profesor Viorel Ieremie de la Suceava, despre care vă spuneam că vrem să luăm legătura cu domnia sa. Și acolo sus pe ecran o vedeți și pe Ada Șugubețu. Este o elevă din Slatina. Ea coordonează toată partea tehnică la acest festival. Ea a organizat grupurile, ea a luat legătura cu toți elevii de câți peste tot. Bună seara, Ada! Hai să ne spune câți bună ani seara. Bună seara! Uite, avem două Ada frumoase, frumoase. Bună seara, Ada! În ce clasă ești tu? Eu sunt în clasa 11-a. Și câți ani ai? Acum, la vârsta asta poți să spui. Am 18 ani. Mulți înainte. Deci ai putut să intri în direct cu noi fără acordul părinților, cum se zice. Da. Da, ce frumos. Ada, tu ai mai avut experiențe de festivaluri. Ia, spune-mi, la ce festivaluri ai mai participat tu? Împreună cu doamna Pupa Grațiel am mai participat de două ori la Festivalul Internațional de Film Gifoni din Macedonia, o dată în 2017 și o dată în 2020, iar am mai participat la Wonderfest ediția 3-a online și la Ecofest ediția 10-a online. Anul trecut în toamna târziu. Spune-mi, de unde pasiunea asta ta pentru tot ce înseamnă tehnică? Mereu m-a pasionat partea aceasta științifică, matematica, fizica, informatica, mai mult pe calcule. Și cred că de la doamna profesor Popa Grațiela a început să... Ah, că e profesoară de matematică, așa e, da. Corect. Și ce vrei tu? Și a fost dintre cei mai buni elevi ai mei, Ada. Ada? Felicitări. Ada, pe ce drum vrei să mergi așa? Nu ne spune că vrei să te faci medic, că în general asta se întâmplă cu cei mai buni la matematică. Este și aceasta o idee, că nu m-am profesor, IT-istor, medic și mă mai gândisem poate și profesor de matematică. Uite, ar fi o idee bună. Dar este interesant că cei care abordează științele exacte, uite, acestora le place filmul, le place arta, ca îi zice că să duc la chestii nu. foarte profesorul practice, meu de matematică a fost foarte supărat când m-am dus la teatru. Pentru că a zis, tu erai de 10 la matematică. Asta e viața. Mergem și la Suceava să-l salutăm pe domnul profesor Viorel Ieremie. Bună seara! Bună seara încă o dată. Și noi ne bucurăm că sunteți lângă noi. Dumneavoastră acolo coordonați un club special. Ia vorbiți-ne puțin despre el, că pe mine m-ați impresionat. Să impresionați și pe telespectatorii noștri. Nu prea e politicos că eu să fac reclamă pentru un alt context și despre altceva. Dar tot despre film vorbim. E politicos. Noi vă rugăm. Am remarcat că doamna de la Slatina este profesoară de matematică. Eu sunt profesor de limbă și literatură română. Ce frumos! Teoretic, aș mai avea o aplicație sau aplicare, mai bine zis, către film, pentru că între literatură și cinematografie e un fapt știut, e o legătură intrinsecă, firească, naturală, aș putea spune. Ce facem noi la Suceava? Eu sunt îndrăgostit de film din totdeauna. Pentru mine imaginea a însemnat o bucurie a sufletului și nu numai din totdeauna. Și din acest motiv am cochetat inițial cu fotografia, după care odată cu apariția, aș putea spune, mai mult decât vertiginoasă a posibilității de a înregistra respectiva camerele astea video, handicam care au apărut, totul a căpătat o altă tunură. De 12 ani eu coordonez un club, se numește Clubul Video Art, care funcționează la Colegiul Național Petru Rareș din Suceava, unde eu sunt profesor de limba și literatura română. De 12 ani am creat un festival, se numește Festivalul de acum Internațional Video Art, care este internațional de 6 ani de zile. Noi suntem membri ai Asociației Naționale a Cineclubului din România. Probabil că nu știați că există o asemenea asociație. Știam, da. Știam de ea.
Da. Noi suntem membri în această asociație din 2016 și cam din 2014 am avut cinstea și onoarea să reprezentăm România prin elevii noștri la Festivalul Mondial al Cinematografiei de Amator, care are loc în fiecare an într-o altă țară. Excepția a făcut 2020 și 2021, când din cauza pandemiei lucrurile s-au oprit. Probabil că din vară vom avea o reintrare la normal și lucrurile se vor desfășura firesc. La Suceava ce se întâmplă? Toți copiii pasionați de film i-am adunat într-un așa numit club, da? Și pe baza minimalor cunoștințe pe care eu le am, plus ajutorul profesioniștilor, respectiv mai invit cameramani, oameni de televiziune din localitate care mă ajută, care m-au ajutat și pe care îi rog de fiecare dată să-mi ajute copiii în ceea ce înseamnă, să spunem, procesarea imaginii în totalitate. Am înțeles. Deci s-a dat experiență, copiii au rezultate, am creat și festivalul respectiv care merge și sperăm anul trecut l-am derulat și anul acesta l-am derulat în vară în online și am avut vreo 7 țări invitate, participante din alte părți și acum sperăm în 2022 să ținem și să ne revenim și noi la normalitate. Vă ținem pumnii. Așa, și avem elevi din clubul dumneavoastră. Așa. Festivalul nostru are o particularitate care ne face într-un fel unic în Europa și nu am afirmat eu lucrul ăsta, ci a afirmat-o președintele Uniunii Internaționale de Cineva, Dave Watterson, care a fost președinte în exercițiu al acestei entități internaționale, care e din 1920 și are peste 80 de ani de existență. Particularitatea festivalului nostru constă în aceea că cei care participă trimit un film și dacă sunt nominalizați, deci dacă ajung nominalizate, trebuie să vină la Suceava pentru ceea ce noi numim proba de film, context în care vor trebui să facă un film la fața locului care reprezintă, zicem noi, cirașul de pe tort pentru toată am înțeles. Dar, eu vă mulțumesc. Așa, stați puțin. În grădina noastră cu ce vine Suceava? Așa, tocmai asta voiam să vă spun. Domnul profesor, dumneavoastră aveți un număr de 6 elevi în juriu, da? 5 elevi, 5 elevi aveți în juriu de aici, de la Suceava. Și vin elevii dumneavoastră vin cu producții și la secțiunea Snapshot, da? Aici e o mare problemă. Așa. Noi practic am 2 ani de zile am stat degeaba. Da, așa este. Din cauza pandemiei, da. Deci eu acum practic am reluat de la zero toată povestea. Din acest an, când cei care erau în clasa nouă spre semestru 2 au intrat în pandemie, în online, tot anul respectiv, 2020, 2021-2022 la fel, deci eu n-am avut timp să coagulez legătura între generațiile. Așa, bun, atunci nu e o problemă, spuneți-mi ca să mergem mai departe. Ați reușit să veniți cu producții, că nu știu, că nu m-am uitat, că nu am voie să... Sunt câteva încercări timide ale unui elev de clasa nouă, dar care, din punctul meu de vedere, nu se ridică la calitatea unui material. Nu e o problemă, că nu o să-i certe nimeni. Stați liniștit că nu o să-i certe nimeni. Nu e vorba de asta. Eu am dorit să-i încurajez, să înțeleagă că se poate face și altceva ca e formă de educație non-formală și că din acest punct de vedere ei pot să încerce orice, oricând și oriunde, căci până la urmă încercarea este înainte de toate prima etapă în orice succes. Categoric. Eu vă mulțumesc. Sunt cu drag alături de noi și vor fi sigur în continuare. Că da. Sigur că da. Luăm o scurtă pauză de publicitate, nu vă supărați pe mine și pe urmă revenim cu discuțiile. Despre vacanță și despre plăcerea de a fi împreună. Despre sistemul de educație din România, despre ce alternative sunt și dacă este, în esență, un sistem cu adevărat folositor.
Domnule Adrian Năstase, sunt onorat să vă am în platoul Sfere de Interes. Cum să facem bani? Cum să ne îmbogățim? Pe vremuri naufragiații scriau ceva pe un șervețel pe treaba lor, pe ce, băgau într-o sticlă, îi puneau un dop, o astupau cumva și o aruncau în ocean. Și dintre ei au mai avut șansa să fie găsiți. E bine, cam așa sunt multe din emisiunile acestea. Corpul nostru fizic este un câmp energetic. O emisiune despre simplitate și echilibru în viață. La ce să fim atenți și ce soluții avem la îndemână pentru a trata anxietatea? Să fii aici și să avem publicul să simtă vibrația, să simtă emoția și să te audă vorbind și cântând. Se pregătește și Timișoara, capitală culturală europeană, se pregătesc foarte multe lucruri. Spuneam că lumea se împarte 99% lumină, 1% întuneric. De această dată mi-am propus să vă fac poftă de sport, pentru că e vară, pentru că e ziua lungă, pentru că avem timp. Despre dansul feminin și masculin, cât se poate de terestru. Am revenit la Canal 33 cu telenovela momentului, transferul Leo Messi de la Barcelona la PSG. Înseamnă puterea sacrificiului, dar și puterea renașterii spiritului de luptător în arenele sportive. Mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră. Despre oameni care ridică România pe culmile internaționale. Astăzi am pregătit o shawarma cu de toate pentru... Da, eu le-am trimis deja. Am revenit în direct, stimați telespectatori, suntem în discuții pe grupuri, pe diverse pagini. Așteptăm de la voi mesaje pe pagina de Facebook a festivalului, pe pagina de Facebook a Canal 33, pe YouTube Canal 33, pentru că și aici o să vă rog frumos să vă abonați ca să ne vedeți în fiecare seară când venim cu noi și noi informații. Așteptăm întrebări, așteptăm comentarii, așteptăm impresii, așteptăm... Ce vreți voi să mai comentăm și să mai discutăm? Că vreau să vorbim și despre cultură și despre școală și despre regulile astea pe care le înțelegem și nu le înțelegem. Vreau să merg la Timișoara, la Ada Hausbatter. Ada, spune-ne puțin cum se desfășoară în perioada asta activitatea la voi la teatru? În primul rând se desfășoară, ceea ce este extraordinar. Perfect, asta e perfect. E perfect. Duminică seară am avut a doua premieră deja pe această stagiune, o premieră absolut splendidă intitulată Vocile Orașului, Central Park, acesta este programul. Este un program în cadrul Capitalei Culturale în dorința de a descompune și a descoperi ce este fundamental și așa scoate la iveală ceea ce este fundamental și, așa cum spuneam, diversitatea joacă rolul principal. Acest spectacol splendid care a ieșit duminică seară în regia și coreografia lui Paul Frenac cu actorii Teatrului Național. Actorii Teatrului Național sunt niște actori extraordinari și dansează extraordinar. Este o trupă absolut minunată care își merită cu prisosință premiile primite. O trupă absolut reprezentativă pentru regiunea de vest a României și nu numai, dar consider regiunea de vest una dintre regiunile cele mai, să zic așa, dornice de performanță. Nu spun ca anumite, dar știu cum regiunea de vest este totdeauna considerată mai aproape de Știi cum e cu banatul care-i fruncea? Îl recunoaștem. Recunoaștem și noi asta. Dar sunt foarte mândră de această trupă foarte bună și totodată în inima spectacolului este un actor amator, este o persoană cu deficiență, deoarece povestea este despre cum învățăm să comunicăm, cum descoperim comunicarea chiar cu cei cu care poate nu putem vorbi. Ce frumos! De fapt ne întoarcem la esență, ne întoarcem la ceea ce este cel mai important.
să înveți să asculți omul din față. Nu să te grăbești să ajungă la punct și să intri peste el și să spui numai ce știi tu, ci să-l asculți. Să-l asculți și să înveți să-l asculți, pentru că omul acela vorbește și prin sentimente, vorbește prin atitudine și sigur vom ajunge la comunicare. În felul acesta, acest spectacol, construit de Paul Frenac, un celebru coreograf de origine maghiară, francez, foarte bun, care provine dintr-o familie cu părinții având deficiențe. Deci e foarte interesant cum viața lui a descoperit limbajul corpului, plecând dintr-o situație în care trebuia să învețe să redescopere universul, să redescopere realitatea. Deci așa este premiera de duminică. Cât de frumos! A fost o premieră absolut splendidă. Dar sala 2 a fost fericită și îmbogățită de emoțiile și de talentul acestor oameni superbi. Totodată am avut lansarea cărții, deoarece noi organizăm din 2005 concursul național de dramaturgie. Timișoara are această mare onoare de a descoperi tineri și tineri dramaturgi români, de a descoperi noi drumuri, noi formule de scriere. La fiecare 2 ani avem concursul, se împlinește prin alegerea unei piese care e piesa câștigătoare, în urma unui atelier de scriere făcut sub și pe urmă piesa se pune în scenă la Teatrul Național din Timișoara, da? Exact. Și acest text, care este cu oameni tineri, despre oameni tineri, în Andrei Radu, titlul este Copiii Nopții, va fi interpretat numai de oameni tineri de această vârstă și regia este a unui tânăr. Deci, cumva, începe o pepinieră, mi se pare foarte important, bravo, că vin despre oameni tineri, o pepinieră de a descoperi, de a crea și de a crește această generație care trebuie să meargă mai departe, din care vor ieși viitorii rebelgiuci, din care vor ieși viitorii Florin Piersici și așa mai departe. Așa mai departe, exact. Și viitorii regizori importanți și cel mai important, m-a bucurat foarte mult aseară, foarte mult, faptul că în sala 2 erau tineri masteranți, erau acolo, erau prezenți, erau activi și erau, cumva simțeam această energie a celor care vor să învețe, vor să intre pe scenă, vor să descopere. Și am crezut și cred că există viitor. Minunat. Vorbim de Adea și cu Păzul. Iau cum ar veni ștafeta de la tine și vin în platou la Mariana Pachis, pentru că și ea face o mulțime de lucruri cu foarte mulți tineri. Are legătură și cu teatru și cu film și la noi la festival a venit acum cu un workshop. Pe Mariana a întâlnit-o față în față la Cetatea Neamțului în vară. Mariana a intrat în Cartea Recordurilor pentru că a desenat în nisip când am trecut la Revelionul de trecere din 2012 în 2013. A desenat în nisip 9 ore la minus 9 grade. După vreo 5 ore m-am dus la ea să văd dacă mai are degetele și nu i-au înghețat. Nu îi înghețaseră. Mariana a venit în România cu Send Art-ul, dar pe lângă Send Art mai face o mulțime de lucruri fenomenale. Vorbește-mi întâi puțin despre workshop-ul de aici, de la Wonderfest, și pe urmă vreau să-mi vorbești despre ceea ce faci tu cu copiii mai speciali, pe care îi înveți să perceapă lumea din jur prin intermediul artei. Dar întâi vorbește-mi de workshop-ul de aici, de la Wonderfest. Mă bucur că fac acest workshop pentru că este un wonder nisip pe care eu îl folosesc și îl dau mai departe, pentru că e o minune să atingi nisipul, să-l faci să trăiască într-o construcție desenată și știu că există rezonanță în rândul adolescenților, copiilor și chiar celor mari, pentru că a urmări o imagine care se transformă, un desen, se transformă în alt desen și în alt desen, face ca mintea unui copil să fie efervescentă și atunci lucrurile devin palpabile în adevăratul sens, pentru că simțul tactil este cel care dirigează
mintea copilului care încearcă să deseneze nisip. Dacă nu are nisip, poate să folosească mălaiul, sarea sau alte pulberi. Și toate acestea îi fac mult mai creativ și este chiar o țară minunată. Este țara creației în pulberi, pentru că materialele care sunt atât de flexibile, cum este nisipul, pe care acum îl folosesc și într-o altă formă, nisip umezit, nisip colorat, toate aceste forme de folosire a nisipului creează o altă pistă de dezvoltare creativă pentru tânăra generație. Și pentru că m-ai întrebat ce fac și pentru că are legătură cu ceea ce a spus doamna Ada Hausbacher, am să vă spun că eu particip datorită acestui online și la un festival din Arad. Este în același timp, deci tot acum. În același timp, da, și este chiar dedicat copiilor speciali. Copii speciali care au învățat să cunoască nisipul. I-am cunoscut în urmă cu 5 ani, datorită terapeuților de acolo și mai ales a doamnei Silvia Ercoșan, care are un rol important în acest festival. Ce special? Și copii speciali, copii care au sindrom Down, autiști, copii cu nevoi speciale. Da. Și dacă în urmă cu 5 ani acești copii aveau o reticență de a atinge lucruri, în momentul în care au simțit nisipul, copiii au învățat că simțul tactil este important și nisipul le-a fost prieten. Și atunci eu fac povești cu acești copii. Copiii sunt creativi, desenează într-un anumit fel, au învățat să scrie și mi se pare că arta nu este suficient doar să o privești, este o artă care este dăruită ca o ștafetă, iar acești copii sunt foarte fericiți și îi văd că sunt din ce în ce mai apți să-și folosească mâna dreaptă, mâna stângă. Și mă bucur foarte mult pentru că și în acest festival Wonderfest am de asemenea o grupă de copii pe care i-am îndrumat și le-am spus ce înseamnă filmul în general, pentru că sunt regizor de film și TV, și acești copii sunt în cadrul Fundației Dan Voiculescu și ei au trimis în acest festival filmele realizate și sunt foarte fericite că au muncit foarte mult la aceste filme, chiar dacă ei au făcut un filmuleț de un minut. Să știi că am văzut că s-au înscris, au trimis filmulețele, felicitări. Da, felicitări. Și sunt foarte, foarte talentați. Chiar mă bucur că există colaborări și pe zona asta a artei și a lucrurilor frumoase n-au cum să nu existe colaborări. Sorin, mă gândeam că deocamdată prefer nisipul de la malul mării. Așa. Și mă gândesc. Pentru că tu ai prezentat evenimente, ai prezentat festival de film la malul mării. Mult timp. Un deceniu. Ia vorbește-ne puțin de festivalul ăla frumos. E vorba de festivalul de film pentru studențesc? Nu, era festivalul, nu? De fapt era un festival național, sigur că noi mutam titlul așa cum ne convenea. Serios? Ca să se facă. Erau probleme atunci cu organizarea festivalului. Dar cum se numea? Era festivalul de film pentru tineret. De la Costinești? De la Costinești. Eu l-am prezentat și într-un fel l-am și organizat timp de un deceniu. Așa. Proiecțiile erau la Teatrul de Vară din Costinești, încărcând pe vremea aia, dar suntem prea departe de acel timp, încărcând pe vremea aceea, regulile. Mm-hmm. Pentru că nu se dădea voie ca spectacolele să aibă loc mai târziu de orele 21. Serios? Sigur că. Așa. Deci, sunteți mici. Da, era așa să zic, ne apropiem, glumeam. Ca să facem economie, nu știu care erau până la urmă rațiunile, dar așa era. Și atunci noi am fost puțin mai șmecheri, cei care organizam festivalul.
Probabil că zis... după ora 21 umblau pe stradă capitaliști, așa cum la noi după ora cutare merge pe stradă COVID-ul, acolo umblau capitaliști. Pe vremea aia, că nu știu cum să zic. Cât asemănare. Da, nu. Așa, bun. Și am fost șmecher și am zis proiecțiile vor avea loc în teatru de vară. O proiecție nu poate să aibă loc decât este dacă e întuneric. Așa, așteptam să treacă trenul care venea de la București la Costinești, care era la 20, 21 și 20 de minute, și îi dădeam drumul la proiect. Asta cu întunericul, așteptăm să vină, să apună soarele, nu pot să nu le spun telespectatorilor un moment inedit. Astă vară eram după o furtună fantastică în teatrul de vară din Parcul Romanescu din Craiova. Din Craiova, făceam... Aveam Festivalul Internațional de Film Ecologist, da. Ecofest. Și echipa tehnică a zis, Lavinia, noi nu putem să punem videoul, este imposibil, nu putem nici să ridicăm pe vântul ăsta ecranul gonflabil, deci va trebui să ne folosim de ecranul care există aici, peretele din spate care este cum ca un ecran. Cum făceam pe vremuri la Costinești. Cum se făcea pe vremuri la Costinești. Au încercat să proiecteze. Nu se vedea, pentru că încă era lumină. Și mi-au zis, nu avem ce să facem, noi din cauza vântului și a ploii care ar putea să vină, nu putem repetăm, nu putem să punem videoul, deci trebuie să așteptăm să apună soarele ca să putem să vedem pe ecran. Publicul era acolo, aștepta lumea să înceapă filmul. Mă duc la Mariana și zic, te rog frumos, Mariana, du-te pe scenă și vorbește până apune soarele. Iar Mariana s-a dus și a făcut un workshop de scenografie cu publicul extraordinar. Uite, te aplaud acum, Mariana. Până apune soarele. Bravo. Deci am vorbit, Mariana, până a apus soarele, credeți-mă. Pentru că îmi și place foarte mult și îmi place să transmit ceea ce știu. Deci nu mai știam ce soare. Mariana, du-te și vorbește până apune soarele. Așa a fost. Am aici pe masă și vreau să le spun elevilor din juriu și elevilor care au trimis filmulețe la Wonder Talks, că la Snapshots, secțiunea Snapshots, că vom oferi premii în cărți, pentru că noi încurajăm cititul peste tot pe unde ne-ați văzut. Ne-ați văzut cu cărți în brațe împărțind cărți. Am primit cărți și de la Comics Didactic, trebuie să le mulțumim celor, le mulțumim din suflet, trimis, da, benzi deținate pentru elevi, sunt foarte foarte frumoase. Poate că Mihai Grășdean într-o seară o să intre și în direct cu noi, el are ore până târziu, dar poate reușim cumva să-l prindem într-o pauză, să intre și în direct cu noi, pentru că el realizează o mulțime de workshop-uri foarte interesante de benzi desenate. Îi învață pe elevi să facă benzi desenate, pentru că până la urmă un film are la bază niște benzi desenate care se transformă pe urmă în filmul pe care îl vedem noi la cinematograf sau la televizor. Avem și cărți de la editura Litera și le mulțumim frumos că, uite, ne-au dat o mulțime de cărți. Și au fost alături de noi au fost tot alături timpul, de tot noi timpul, tot da. Timpul și într-una din seri o să intrăm în direct, chiar am vorbit cu el înainte să înceapă emisiunea, o să intrăm și în direct cu Igor Bergler și dacă aveți întrebări pentru Igor, vă rog frumos să mi le trimiteți pe Facebook. Râde Ada, pentru că Igor e din Timișoara. Păi chiar vreau să spune două vorbe despre pentru cei care Igor e din Timișoara, poate reușim să punem la Timișoara o carte de-a lui transformată în piesă de teatru. Ar fi ceva inedit. Ia zi, Ada, zi. Da, am avut această intenție și adevărul este că a fost o discuție pe care am avut-o chiar cu tatălui Igor. Ia uși, ce frumos! Deci, poate că se va întâmpla acest lucru și da, ar fi minunat. Și atunci poate Igor va fi de acord să pornim un proiect teatru-film. Da. Păi, și pentru că v-am dat ideea, trebuie să fiu acolo. Deci eu trebuie să joc în acel teatru film, da? Și a pus fire, Mare.
Da, 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 pentru iar că... eu de la Slatina pot veni și eu cu trupa mea de teatru? Sigur, sigur, sigur. Fără discuție. Și chiar v-aș propune acum. De Eugen Ionescu și Caragiale, cam pe asta ne-am, pentru că elevii au fost de la școala Eugen Ionescu. Iar eu pot să-mi fac... Da. Scuze. Mariana Pachis, zi. Aș putea să vă fac o scenografie activă, să vă fac background-ul desenat în nisip în timp real. Să știți că ar fi o idee extraordinară pentru Timișoara Capitală Culturală. Vă invităm la sala 2, în Parcul Civic, unde este un spațiu splendid, există în jurul teatrului un spațiu unde se poate face unde se poate aduce acest nisip viu, în care tinerii, copiii, oamenii din Timișoara sau oamenii de pe lângă Timișoara sau oamenii care trec prin Timișoara, pur și simplu, să vină și să descopere acest minaj fantastic pe care dumneavoastră îl creați în lucru cu nisipul și cu oamenii. Da, e fantastic, e o idee grozavă, cred. Tocmai am fost în Germania și am avut un spectacol de o oră și 10 minute. La început a fost cuvântul desenat și pentru că a fost premiera în Germania, chiar îmi doresc un loc unde să fac o altă premieră în România. Mulțumesc pentru idee și cine știe. Mai avem hai câte să ne gândim la Timișoara aplicat. Neapărat. Pentru anul neapărat. Că acum ne apropiem de început de ianuarie, nu de altceva. Mai un lucru vreau să spun. Te rog frumos. Vreau să vă propun ca idee, Teatrul Național în acest concurs național de dramaturgie caută tineri dramaturgi. Tineri înseamnă orice vârstă. Ideea e că scrierea dramatică joacă un rol esențial în arta teatrală și în arta filmului. Adică acolo e scenariu de film, dar tot pleacă de la scrierea dramatică, modul în care scrii, cum faci scenariu, cum vezi acțiunile, cum vezi ce se întâmplă. Așa încât aș propune cumva să găsim o formulă de asemenea, poate, de a ne întâlni și atât, de a atrage copiii, de a tenta copiii să meargă către scriere dramatică, care înseamnă ceva, înseamnă un exercițiu, un hobby, o perspectivă și în același timp o organizare a vieților, independent de faptul că vor face sau nu vor face teatru, film și așa mai departe. Dar este fantastic cum ne organizează cuvântul și modul de a gândi, cum ne organizează modul de a gândi. E extraordinar. Cuvântul organizează modul de a gândi. Ceva care trebuie să învățăm. Și noi putem face un atelier, deci un workshop. Sigur. În cadrul manifestărilor noastre. Trebuie să ne gândim. Să ne gândim la un astfel de workshop, da. Și o să te rugăm pe tine să-l coordonezi. Acum dacă ne-ai dat ideea, ți-ai dat de lucru. Mai avem foarte puțin timp. Vreau să rog și pe Grațiela un scurt mesaj, așa, 20 de secunde, și pe domnul profesor de la Suceava, pe domnul profesor Ieremie și pe... Ada Șugubețu, cu Ada vreau să încheiem. Scurte mesaje, vă rog, din suflet. De la Slatina spunem așa, vom trece peste această pandemie și copiii ne ajută să ne întoarcem pe tărâmul copilăriei. Mulțumim, Grațiela. Mergem la Suceava. Mai este domnul profesor de la Suceava? Mai este în direct cu noi? Da, sunt, îmi cer scuze, eram pe mut pentru... Așa. Nu mor cai când vor câinii. Da. Ca atare, eu urez succes acestui festival, mă bucur că există și îmi doresc din tot sufletul, am mai punctat chiar și ieri într-o discuție acest aspect, coagularea unui mic grup setat pe ideea. Mi-ați dat o idee foarte bună și să știți cum aplicăm. La care eu țin foarte mult, pentru care mă lupt de multă vreme. Împreună. Asupra care sper să mai discutăm. Mult succes tuturor participanților. Da. Ne vedem și mai departe. Ne vedem mâine seară. Ada Șugubețu, te rog frumos, ultimul mesaj, scurt, îți aparține. Mulțumim organizatorilor că au continuat acest festival și în timp de pandemie și prin intermediul acestuia, vizionarea de filme este o activitate relaxantă și plăcută pentru fiecare persoană. Mulțumim frumos, Ada, vă mulțumesc din suflet, Sorin Stanciu. Niciun mesaj, pentru că noi o să ne mai vedem. Ne mai vedem, așa. Cu siguranță. Mulțumesc mult de tot, dragi invitați, mulțumesc Mariana Pachis, Ada Hausvater, Grațiela Popa, domnul Viorel Ieremie, Ada Șugubețu, Sorin Stanciu, mulțumesc, stimați telespectatori. A fost prima seară de Wonder Talks, ne vedem mâine seară de la ora 19, iar voi vă rog frumos să rămâneți cu Canal 33, dați
abonare, dacă n-ați făcut-o încă. Trimiteți-ne mesaje pe Facebook, pe YouTube, unde vreți, pentru că vrem să ținem legătura cu voi. O seară minunată să aveți! Mulțumim! Seară minunată!